astăzi? Pe primul de ordine de zi, președintelui ședință, pentru că doamna a măcuzului o trei luni. Să facem o propunere. Pentru luna septembrie și octombrie 2018. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției modernizare dispensar medical sat Brătila, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean, Consiliul Local, numărul 21 din 14.03.2017, modificată și completată prin altă hotărâre din 17. Și în luna a doua 2018 și proiect numărul 4, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economice, cheltuielile eligibile și neeligibile, aferente investiției modernizare dispensar medical sau ATLG-ul. Aprobat prin hotărârea Consiliului Local din numărul 22 din 14.03.2017, și respectiv hotărârea numărul 16 din 19 a 2018. Inițiativa primară cum legiu și punctul care nu putem să-l evităm, deci probleme curente ce se supun dezbaterii Consiliului, cerere întrebări diverse. Și de asemenea vă propun suplimentarea ordinii de zi cu luarea la cunoștință a unei cereri de demisie din partea unui consilier ales în 2016, vorba de Prențu Vasile, ca din motive personale își de demisia din Consiliul Local, urmează să completa locul cu următorul pe listă. O să mă rămână. Supun spre aprobare convocatorul proiectului numărul de zi. Vă mulțumesc. Unanimitate, da? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea platei a sumei de 8.789 lei, prezentând contravaloare, cheltuieli de transport personal didactic pentru lunile septembrie și octombrie 2018. Discuții dacă sunt aici, comisiile dacă și-au dat avizul și supun spre aprobare dacă nu sunt. Unanimitate. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor eligibile și neeligibile, aferente investiției modernizare dispensar medical din sat Brătila, aprobat din nou hotărârea din, numărul 21 din 14.03.2017 și respectiv hotărârea numărul 17 din 19.02.2018. Înțeleg că sunt ceva modificări, dacă domnul primar dumneavoastră ne spune ce și cum. Nu se modifică, dar deci, în urma atribuirii contractului de achiziție publică,
a scăzut valoarea indicatorii economici și cei tehnici au suferit unele modificări, în urma procedurii de achiziție. Inițial, domnul, valoarea proiectului a fost o sumă mai mare gândită conform proiectului, în urma achiziției și a licitației publice. Atât dispensarul din Helegiu cu și cel din Brătina, anul 2, au uitat în modernizare. Sumile au scăzut, bineînțeles, pentru că s-a licitat. Ca știi cu toții proiectul și șanurile, cea de la Brătina e undeva la 430, acum și 420.000. Da, dar celălalt la Helegiu, jur de 700.000. Dar și invers, nu? Cel de aici și mai mare. A fost, cel de la Brătina lucrează o firmă din Unești, Marda Construct. Cel de la Helegiu, o firmă cu sediul la Tuta, Munidav SRL. Din păcate, la Brătina am început cu stângul, spun eu, nu mă așteptam să găsim situația așa cum o vedeți și dumneavoastră, clădirea era la un pas de prăbușit, de mobil, cum nu s-a prăbușit până acum. Structura clădirea veche. Cred că așa se construia atunci, 40 de ani, nu știu, n-am găsit colțuri de beton, n-am găsit stâlp, n-am găsit nici măcar la boia în duși la uși. O să trebuiască să, deja suntem în faza de modificare a proiectului, în faza de structură. Sunt câteva modificări, nu știu cum o să le acoperim financiar, pentru că inițial a fost unii... Trăim la spații vieți. Da, la spații vieți. Dar o să scoatem la capăt. Cred că e bine, e așa cu multe proiectanturi, undeva 8 stâlpi care vor fi ridicați și placa de beton deasupra. Eu sper să o terminăm undeva până la începutul iulie-august. Acum depinde foarte mult și vreme de afară. După cum vedeți, s-a venit prea de 3 iar, nu mai vedem decât ne așteptam noi. Bine, acum noi suntem mereu, dar eu sunt pe mereu, tot când suntem mereu, suntem mereu. Și de vreme bună nu se trăm niciodată. Da, eu zic că nu a fost cazul și la noi, dar sperăm că undeva, eu știu, la începutul martie se poate lucra din nou. E o firmă serioasă cu care am mai lucrat cei de la Brătina. Cei de la Helegiu nu i-am cunoscut până acum, văd că au început, lucrează și la Helegiu. Termenul execuției 12 și într-o parte și în celălaltă. Sper să lucrez în termen. Am două lucrările, sunt prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Și eu răspund, spor la treabă. La statul placă? La statul placă, da. Deci dacă e și așa e mai de... Da, să faci consolidare. Da, să faci consolidare. În faza care este, să faci consolidare. Tot o subsidiere, etaj. Păi, dar n-am există. Normele de astăzi nu ne permite ca o instituție publică să fie construită fără placă, de cauza ISU. N-aveam nicio șansă să obțină placa în situația în care era acum. Nu merge. Nu merge. Și nu merge nimic. Mai ales faci subsidiri. Vă spun că fundația va avea în jur de 30-35 cm, din ce am văzut noi acum, crăpată, fisurată. Practic, zidurile existente vor fi doar de umplutură, că altfel nu are nicio șansă. Eu, după mine, aș da jos de asta. Dar nu putem, că cel mai e modernizare și intrăm în altă. Deci, se pierde finanțarea, alt proiect, altă treabă, și stăteam cu bărădea de rămas. Ce nu știi de nimic. Atunci, proiectam două soluții, ok, zic eu, de întărirea structurii, subsidiire și să toarnă undeva la 1,20 m, acum cel cu grinzi și apoi cu plape deasupra, zidurile vor fi doar de un putor. Mai ales că se și modifică configurația clădirii, ca și cea de aici, de altfel vor avea grupuri sanitare din Rusie în clădirii, două cabinete cu camere de tratament și la Helegiu se va lucra și sus și jos. O să fie un doctor jos, unul jos, cred. Nu ați dat mai fiți pacienți. Brătina și cel de la Legiu, susțin, o să propun la
Un vot? Ambele proiecte. Unanimitate, abține. Și proiectul de hotărâre cel suplimentat vis-a-vis de demisia domnului Prențu. Domnul Prențu a înaintat o cerere de demisie, astfel conform articolului 9 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei mandatului prin demisie. Iar la articolul 12 aceeași lege prevede că în toate situațiile în care încetarea mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia a Consiliului Local, Consiliul Local adoptă la prima ședință, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză. Domnul Prețu Ștefan a fost ales la alegerile din 2016 pe listele Alianței Liberalilor și Democraților. Consiliul Local îi va lua la cunoștință despre demisia acestuia și vacantarea locului de consilier, urmând ca în ședința următoare să fie validat următorul suplean de pe lista Alianței Democraților și Liberalilor și Democraților. Supunem spre aprobare acest proiect. Cine este pentru? Abține. Împotrivă, mulțumim. Și ultimul, probleme curente și care supun dezbatere în Consiliu. Cereri, întrebări diverse. Cine să scrie la cuvânt? Domnul Stoica. Da, și eu. Domnul Stoica. Domnul Dănescu, vrea cu minte? Cine se întrebați? Da, domnul Stoica aveți cuvânt. Eu am o propunere neapărat. Dar tot sunt un an cercenat. Cum ne-a spurat ideea. Și tot este. Hai să m-am gândit, că tot suntem aici. Hai să găsim o formă, să facem și noi un eveniment. Exact asta vreau și eu să propun. Păi, noi am și era un eveniment în trecut în vară. Știu. Macro eveniment, pot să spun eu, la care am participat cu toții. Am fost la vară. Evenimentele la nivel de primărie nu s-au oprit. Noi și azi am avut niște evenimente și am participat împreună cu colegii mei la bibliotecă, colegii la bibliotecă și colegii din primărie. La școli am fost prezenți. Mâine după un curat de... Uite, doamna învățătoare deja prezentă. Mâine începem cu ora 3, avem la școală Hilegiu un eveniment la fel dedicat, dedicat centenarului. Copisarea unui film, prezența câtorva invitații, m-am picat mai puțin recunosc, dar cred că sunt invitați din partea școlii, în mare parte, colegi, ca didactice, nu știu, și la ora 3 și sunt deschis oricărei propuneri, nu am nicio... M-ați gândit la ceva anume? Nu la ceva anume, am gândit la spațiul așa. Vă gândesc, v-ați gândit la nivelul consilierii local, ce să mai... Adică să am... Da, tot pentru centrul de recreere, am zis să mergem să depunem coroane la Pământul Eroilor, unde, la Drăguțe aici, că acolo e cel mai mare, ceva din partea consiliului local. Și ulterior să ne întâlnim... Deci eu sunt deschis... Poate copii, ceva de la... Cine organizează? Cred că e destul de târziu acum să fie dat în cu școala, pentru că știu că ei au activități și au program pe care l-au gândit deja. Deci dacă vrei, nu știu, la ora 11. Aș face toată lumea. Deci vine la ora 11 la biserica de vin. Dacă vreți să veniți, da, putem face așa, cum spunem. Ai dat tot o problemă cu la biserică și în partea consiliului local o coroană, depuneri. Sau mâine prezenți la școala Hilegiu, la fel o scrie o prezentă frumoasă. Și filmul acela pe care l-am vizionat și cum ți-ați fost la cerii. O să fie și filmul acela vizionat. Da. Bine, acum noi ca și comunitate spun că ne-am făcut datoria. Chiar l-am marcat cu vârf și îndezat centenarul. Din păcate eu am și-am gust amar și poate nu-i să spun în fața care vă vedeți. Încă nu ne ridicăm la nivelul celor care erau atunci și care au pus baza României mari. Aici am pus o istorie, poate sunt foarte multe. Și, din păcate, nu face plăcere și poate e bine să mă opresc aici. Dar suntem români, gândim românești, vreau să vă spun că eu se motiv așa de felul meu, chiar dacă nu se pare la prima vedere, dar totdeauna parada și
sărbătoarea de decembrie la mine ca să bătorești, în primul rând, copiii care forțați într-o primă fază, accept să stea în grăbire și să vedem două ori parada. Chiar mă uitam acum într-o dimineață când plecau cei din satul mare cu 100 de care, cu căruțe, cu nu știu ce, sau moșul acela din Basarabia care vine. Și eu vreau să vă spun că, marcând centenarul, am avut să ajung cu Valeriu acum două luni de zile la frații noștri din comuna Chiosiera cu cei care ne-am înfrățit și am fost întorși înapoi de la Vama. Adică aici suntem la nivelul ăsta. Nu știu că s-a avut. Da, la Baba Românească. La Baba Românească. Nu am trecut în partea cealaltă. Am prins, a fost atunci septembrie niște manifestații undeva la Chișinău. Au încercat să treacă, nu știu, câțiva români de mult ca Moldova. Au primit ordin ca niciun cetățean român să nu treacă granița, pentru că sunt probleme de soft la nivel central. Nici nu cred că calculatoare, am stat o oră acolo prin Vamă, ne-am întors înapoi. Deci nu vă spun cât de... Deci ce-am pus în odă în gât. Milă mi-a fost de domn primar, care mă sună la un moment dat și îmi spune Ivoare lângă mii și poate să confirme lucrul ăsta, că domn primar îmi cer scuzii în numele conducătorilor mei. Deci mă da, mistica numele poporului meu. Nu, numele conducătorului mei. Numele conducătorului meu. El ne aștepta, era ziua, cum a fost ziua comunii la noi, era ziua de Sfânta Maria pe vechi, eu țin pe vechi, atunci a fost ziua, a fost sabă. Venise cineva de partea bisericii de acolo, eram așteptat și noi, de la șpetelul Mândriei, că vine primarul de la, din România, n-am pus trece în Vama, am stat două ori în Vama, ne-am pus înapoi, când mi-a spus clar, nu mai stați, că nu trece nimeni, adică nu există. Tot se repară, a fost tot cea, nu, ziua aceea, dar nu, până la două zi. Era stricat pentru o zi fixă. Da. Din păcate, asta e situația reală. Da, foarte bine venită ideea domnului Stoica și a doamnei Stanciu. V-am spus, noi suntem deschiși. Dacă veniți cu o propunere, cred că legat de clar de școală, puțin târziu astăzi, dar o coloană la Monumentul Eroilor, la Derene, la Drăgugirene, la Helegiu, de la Vrătila, cred că e binevenită și frumos de partea Consiliului Local. Am spus, și mâine, în numele doamnei directoare, pot să vă invit la evenimentul de la școală, de la CDI. Da, dar nu asta ce parcă era. Bă, asta era. Parcă de soții, dacă e o întrebare. Fiecare seară când închid la magazin, am un băiat care mă roagă să primesc într-o cameră de la. Măcar în Podul Gradului să-l primesc, să stea din ploaie, din soare. Da, e vorba de Călin Ion, fratele lui Gheorghe, care o da. I-o dat afară cu toți. Frate, ei s-au început pe sus. Fratele lui stă la Maria Antonia la Sângur. De-aia nu ții cuși. Frasul lui... Are o așa, pe tasul l-au lungat de la Adea Corbuță. Frasul lui la Maria Antonia, el e la mine pe acolo, n-are, n-are unde să duc. Și zice să-l primesc undeva, el e și bolnav. Eu l-am primit, vă, două, trei seri. Au mai fost la lucru la mine și l-au plecat. Mă gândesc, poate o cade boarde jos pe undeva și moare. La mine, pe șosea, pe undeva. Dar cine adică are un frate care nu primește acolo? Nu, eu da, eu am luat toți de acasă. Și nu putem duce acolo să vedem care e scuz la poliția și... Toți trei. Dar nu stau cu plânge în primul rând la poliția, a fost... Acum eu îl primesc pe la mine, ci clasă mă măcar să stau de ploaie. Îl primesc, dar e și bolnav. Acum mai nu îți șterge informații. Că eu aveam mult de azbară și am zis, nu, dar mă la mine, ci că, o, dar ți-ai luat tu. Eu vreau să vedeam, dar tot când ai plecat, n-aveam zis. Ți-ai luat porc, dar aveam porc. Deci el nu mai știe, nu mai e bun la cap. Adică și are și e bilet. Ce vârstă are? Pe 3 de ani. Da. În fiecare seară, hai te rog la asta și seara, hai te rog, atunci când am plecat, l-am trecut, l-am căutat, mă gândeam că s-a spânzurat, mă gândeam că a căzut undeva și e mort, l-am căutat peste tot, prin balastier, da. Și mă gândesc dacă se întâmplă ceva cu el, care e capul meu. Ce să facem? Păi nu știu, dar el e bolnav, e bericit, care, nu știu, care nu știu. Dar cel care l-a luat e bericit? Păi cum să nu? Păi tasul e la Ali, la bărbuță, la vaci, tot la fel l-a luat, frasul e la un vecin de el acolo. Toți sunt acolo cu băieții la poliție, de la postul lucrurilor, dar eu am fost acolo, cred că acum o jumătate de an sau chiar un an de zi, dacă nu înșel, la sesizarea fetei de la Helegiu de aici, soarul ei, tot la fel, unul dintre frate, nu știu că bănesc ăsta, au venit, au bătut, au alungat, le-au luat bani, au fost cineva prin străinătate, nu știu care dintre ei au fost prin străinătate și au luat bani, nu știu exact cum stau lucrurile. Trebuie văzut. Dar dacă el e agresiv, nu e o soluție să primească înapoi.
Păi el a făcut pușcării din cauza asta la liceu, cu nasul, cu bătută în maestră mare. Da, știu. Ce asta a făcut pușcării atunci. Da, o să începe să-și mă dar el e la limpi acolo? Da, fiecare zi stă o mii de acolo, că era să-și magazin, să mai găsești acolo, să-i televizor. După aia seara, bani, azi, lasă, măcar în fotograf. Orice aș face, vine după mine, să dea zăpadă, să fac ca să o primesc. Îți dă foc într-o zi, fumează, fumează. A, nu, fumează, deja. Înțeleg, eu mă o dimineață înghețat cu mine. Păi da. Da, e nu. Dar pe ce nu ești? Adică eu nu las acolo să stea dincolo într-o cameră, în care am un sobră, am dat, am găsesc, eu știu, mort, înghețat. Că vin la o cameră de la mine. Păi că din cameră. Nu, și zici că faci din cameră, știi? Nu, tot la spunea. Nu schimbă cuibul. Da, încercat, adică noi aici ne punem la dispoziție dacă avem o cameră aici. E și bolnav, s-a lucrat din toată lumea, din toți prietenii lui, că are un și orbă de locație, de balastieră, că îl și acolo. Sau la ea, pe rând, de școală. Tot la fel, n-au venit la lângă, dar nu gândește ce acum. Câți frați? Trei frați? Ei trei frați, o frate. O mai avut un jocări. A, și unii dintre ei hai ducu, ia nu iau fiecare. Păi da, iau în liceu. O să mergem azi acolo. Ei au muncit cu toți, au fost la covar, au mutat și ei curent, au și curent, n-au avut niciodată, acum eu am lângă. O să vrem acum afară. Da. Nu e de plâns, nu e de plâns. Da, e de plâns. Nu, 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 dar dacă îl găsesc înghețat sau îl găsesc, eu știu, căzut. Dar trebuie să faci un loc, dar dacă vine că voi zis la chestia asta, măcar să știi... Adică eu i-am zis, băi, eu te primesc, dai o declarație pe proprie răspundere, faci ceva, că nu poți fi țin așa. Mori. Dai seama că dacă îl găsesc, îți apă nici amă. Aici vreau procuratura, să nu se mai... Păi mă gândeam să vorbesc și cu poliția. Dar poți fi poliția. Dar o să vrei, nu le iei spate. Cum? Nu le iei spate. Asta mă joace, mă gândeam să mă gândeam cu fel la cealaltă. Da. Mulțumim, alte sugestii, alte întrebări mai sunt. Deci acum întâlnim la puțea lucru. Dacă nu, și de clasă de închisă și vă mulțumesc pentru prezență.